Dacă vrei să iei cele mai bune jocuri la cele mai bune prețuri, intră chiar acum pe primul link din descriere și alege oferta potrivită pentru tine și prietenii tăi pe neba.com. Astăzi, din câte puteți observa, sunt pisică în GTA și din câte ați văzut în titlu, astăzi vom rupe toate oasele acestei pisici. Practic, îmi voi rupe toate oasele ca pisică în GTA și eu voi alerga așa frumos pe stradă și cine știe, poate din întâmplare ne calcă o mașină, dar vreau să vă anunț doar atât. În acest episod nicio pisică reală nu a avut de suferit, eu sunt o pisică dintr-un joc, acum ce? Mamă! Băi frate, 43 de oase! Bă, dar vezi că m-a călcat un pic așa, ok? Bun, deci sunt o pisică într-un joc, ceea ce înseamnă că nicio pisică reală nu a fost rănită și dacă iubiți pisicile, dați un like, fraților, pentru că îi dăm direct drumul la treabă. De obicei, pisicile ajung în cele mai ciudate locuri posibile, mai ales sus pe chestii, adică o pisică poate ajunge pe chestii, cum ar fi aici pe casă, tu te gândești oare cum a ajuns pisica pe casă, dar ea a ajuns pe undeva, s-a urcat pe undeva, dar hai să vedem dacă picăm de pe casă, dacă se întâmplă ceva, ok, ok, nu s-a întâmplat nimic momentan, no, bă, două oase, n-ai să zici, nu, da. Da, 41 de oase, 41 de oase. Bă, 41 mi-a rupt, nu mai știu câte mi-a rupt, dar am căzut un pic așa, n-am ce să zic. O pisică știu că are 240 ceva de oase, dacă nu mă înșel, nu știu, scrieți-mi voi în comentarii. De-aia vedeți, mă, că pisica e în regulă acum, mă, n-are treabă, ea, da, nu poate trece pe aici, dar măcar e în regulă. Dintr-un motiv sau altul, pisica poate sta pe bicicletă, dar nu poate merge pe bicicletă, asta e. Ok, bă, măcar nu mi-au rupt oase, măcar nu mi-au rupt oase, se întâmplă lucrurile astea, vedem, putem să ne urcăm înapoi pe bicicletă. Ia, ok, haide pisica, dă din lăbuțe. Bă, da, din păcate pisica nu vrea să ne dea din lăbuțe, deci nu putem să vedem dacă își rupe oasele pe bicicletă sau nu. Bă, au, nu, lasă-mă pace, bă, ce are asta cu mine, bă, au, bă, lasă pisica în pace, bă, te voi rup 7 oase. Bă, lasă pisica, bă, bă, ca idee, nu pot zgâria oameni. Aoleo, 13 oase, bă, lasă pisica. Nu, te rog, bă, m-a ratat, dă-te la o parte. Băi, frate, bă, nu mai ai liniște, uite și tu cum te urmăresc oamenii pe stradă, bă, dacă ești pisică. Mamă, frate, deci nu aș vrea să fiu pisică în Los Santos niciodată. Așa, s-a liniștit omul meu, gata, s-a liniștit, ne-a rupt niște oase și ne-a lăsat în pace, bă. Băi, omule, tu mi-ai sănătos la cap. Pe cuvântul meu, că dacă puteam te mușcam de picior. Lasă, că dacă dați multe like-uri în următorul episod, îl facem ca și căței. Știu că am făcut o cacofonie, dar nu contează. Și îi vom mușca pe toți, fraților. Bă, din câte știți, o pisică nu are așa un simț bun al orientării și ea mai merge și mai cade random pe stradă. Au! 23 de oase. Bine că nu ne-a călcat nicio mașină, mai să fugim repede. Din câte știți, pisicile dacă cad și se rănesc sau ceva, cad și după fug repede undeva și s-ascund, gen. O să ne ascundem și noi, uite aici, într-un colț, pentru că așa fac pisicile. Îmi plac pisicile din toate punctele de vedere, dar ce urăsc eu din tot sufletul meu la pisici este faptul că ele din când în când se bagă pe sub mașini, exact așa cum mă bag eu aici. Și sper ca o pisică să facă video asta și să nu mai fac asta niciodată, pentru că este foarte, foarte periculos pentru ele. Și ele stau așa și dintr-o dată se hotărăsc de sub mașină, unde nu le vede absolut nimeni, să traverseze strada. Ei bine, pisica asta, nu știu dacă are asta în gând, dar 3, 2, 1 și am fugit tare, bă. Hai să vedem dacă ne calcă vreo mașină. Și nu BMW-ul. No! Mamă! Direct 71 de oase, dar noi ne continuăm fuga, să vedem dacă... Ai! 138 de oase, bă! Hai, fugi pisica! Trebuie să ajungem până la capăt! Și am ajuns cu 138 de oase rupte până la capăt și acum v-am zis că așa fac pisicile, ne ascundem aici în tufă, pentru că după ce ne lovim trebuie să ne ascundem. Dintr-un motiv sau altul am reușit să buguiesc pisica și să stea pe bicicletă. Așa că hai să vedem dacă o pisică care facă de pe bicicletă va păti ceva. Din păcate nu putem sări sau ceva cu ea, dar vom merge frumos să ne lovim de o chestie, nu știu, de ceva, random. Ce-ar fi să facem niște scări cu bicicleta, opa, să coborăm scări, mă, să vedem care e situația aia. Hop, 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 mamă, vezi pisica biciclistă, bă, opa.
Ia vezi frumos tot ce trebuie. Bă, dar vezi că se cam pricepe pisica mea pe, pe de-astea. Nu putem să ne ridicăm într-o dată, din păcate. Dar vom merge la niște scări mai multe. Ia vezi, ai scările astea. Pa, 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 pa. Mamă, driftane cu bicicleta. Bă, n-am putut să mă abțin, m-am venit aici la parcul de distracții. Haide, bagă viteză, pisică. Bagă viteză, pisică. Wow, pisica pe biclă. Ia, wow, băieții, dați-vă că știu ce fac. Ok, n-a căzut pisica. Bă, pisica nu o să cadă niciodată de pe bicicletă? Nu cred. Bine, bine. Da, bă. Trei oase, sunt trei oase. Căzând de pe bicicletă ca pisică, să-ți rup doar trei oase mi se pare insane, efectiv. Dar destul de tare bicicleta. Hai să încercăm acum pe o motocicletă să vedem cum e. Bă, dar până la motocicletă m-am uitat un pic aici la băieții ăștia și am văzut cum stau și se uită la mine. Da, nu e asta important. Nu prea vezi pisici pe stadionul de fotbal, asta e clar. Dar în fața acolo, uite un câine, bă. Îl vedeți? Uite un câine. Deci, sunt curios dacă mă mușcă câinele, câte oase voi avea rupte. Ia uite-l, ia uite-l. M-a văzut, bă? Nu, nu, nu! Opa, se face că nu mă vei. Opa, stai că mă mai mănâncă și pe mine, mă, n-am ce să zic. Ia vină, măi, câine încoa. Vină încoace dacă e șmecher. Vină încoace, mă. Bă, n-auzi? Ce face, mă? Băi, câine, ia uite-l, mă, fuge câinele de pisică. Vină încoace. Ce facem? Aaaa, bă! Au, câinele! Ulu! Ulu! Stai că sări la mine, câinele! Aaaa! Bă! Bă! 13 oase! Bă, lăsați-mă! Ia! Bă! Și-a lovit câinele, bă! Și-a lovit câinele, nu cred! Ok? Mamă, fratele meu! Bă, deci chiar mă mușcă câinele. Mamă, deci vine că mă ratează ăștia, bă. Mamă, deci oamenii ăștia cu câinele au ceva cu mine, efectiv, bă, frate. Mă fugăresc pe aici. Vreau să mă mai muște dată câinele, mă, să văd care e situația. Bă, da, dintr-un motiv sau altul, nu știu de ce, dar au început cu toții să fugă de mine. Nu cred că sunt atât de urpă cât pare. Dar și 15 oase rupte de câine și de urâțe ăștia. Sunt 15 oase rupte, bă, frate, adică pe bune. Nu știu de câte ori în viața voastră ați văzut o pisică pe motoretă, dar vă imaginați că o să intrăm direct pe autostradă. Ia să vedem pe unde. Uite pe aici, mă, pe drumul ăsta și ne vom duce blană Lamborghini, bă. Ia, hai tare cu motorul. Bă, vă dați seama că intrăm numai pe contrasens să vedem care e situația. Direct în autobuz, mă, bag, fiți atenți. Direct în... N-am nimerit autobuzul. Nu-i problemă, camionul! Camionul! BAM! Uuuu, 91 de oase! Mă așteptam să fie mai rău, bă. Dar aparent, nu știu, nu prea, adică m-am lovit, da. Nu prea am văzut cum m-am lovit, asta e ideea. Cred că doar de la impact mi-au rupt oasele astea. Dar pe mine mă tot mănânc aici. Bă, important e că mă pot scărpina, asta e clar. Nu prea mi-a plăcut mie cum m-am lovit acolo. Așa că o să mai încerc să mă mai lovesc o dată cu motoreta. Ia să ne dăm așa în ăștia. Au, au, bă, n-am avut viteză prea mare. Mi-a rupt doar 68 de oase. Dar totuși mi s-a părut tare rău. Uite, asta da, despre asta vorbim. Așa vrem noi să ne bușim cu motoreta. A, vedeți, mă, ce greu merg acum. Bă, nu mă călca cu mașina. Mamă, ce era să mă calce și mașina acum după ce că m-am lovit cu motoreta. Bă, o să încerc să mă arunc în apă pentru că pisicile... Da, pisicilor le place apa și avem aici un loc unde putem cădea chiar în apă! Nu, nu! Și? Bă, oase nu mi-au rupt, asta e clar. Pot alerga pe sub apă, ok, cred că pisica e buguită la apă, sincer, pentru că altfel nu-mi explic. Dar, important este că apa m-a protejat și nu mi-au rupt niciun os căzând în apă, dar... Pot merge cu pisica pe fundul oceanului la nesfârșit. Bă, da, chiar, oare chiar pot ieși din apă, gen... Bă, chiar pot ieși... Deci pisica care nuată n-a văzut în viața mea! Bine, de fapt am mai văzut pe net. Dar ca idee, vedeți ce viteză are. Ia vezi-o, iese la suprafață, bă. Nu cred. Ieși. A ieșit pisica la suprafață, bă! Vezi că e tare, gen... Bă, sincer, acum nu știu ce ar căuta o pisică pe munte, dar în momentul ăsta suntem pe munte, fraților. Vreau să vă și arăt, uitați, eu suntem chiar în vârful muntelui și ghicișe, o să ne aruncăm de pe munte, dar nu vom lua parașuta aia. Bă, de asta e așa. Opa, opa, ok, am început cu 15 oase, nu e problema, am căzut direct în cap, dar ne resetăm oasele și mergem mai departe. Ok, prindem viteza, hai să vedem pisica, te rog frumos, dă tot ce e mai bun, dă tot ce e mai bun, pisica! Nu! Bă, ce? Ia vezi, bă,
Pisica cade în picioare, să bucuiește pisica! Bă! 54 de oase, atât? Ok, ok, ok. Bun, vom face o nefăcută. 54 de oase, da? Hai să coborăm tot muntele, pisica, dacă... Da. Bă, vezi că ne-am dus în 73? Ok, ne-am dus în 73, apărind pisica cad, primește oase rupte și dacă se rostogălește. Dar uitați ce ușor coboară ea, n-are nicio treabă, bă. N-are nicio treabă, pisichetul. O să coborăm muntele așa cu pisichetul toată viața, gen. Ia vezi, a prins viteză. Opa, ușor. Bă, aici la stânci cred că o să se ducă rău, bă. O să se ducă rău. Ei bine, momentul adevărului, pisică. Bagă viteză și... Opa, 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 opa. Bă, uhu! Aaaa! 164 de oase. Bine, pisică, ești bună. Dar, sincer, până jos nu cred că mai avem pe unde să ne dăm. Așa că vom merge așa, frumos. Bă, deci ocolește, efectiv, zici că ocolește singură toate obstacolele. Pe cuvântul meu, pisica asta e fenomenală. Bă, pisicile nu prea au ce căuta în magazinele de arme. Așa că hai să intrăm un pic. Salut, băieții, salut. Hai să vedem dacă e deschis la magazinul de arme aici. Da, din păcate, pentru pisici, cred că nu e deschis la magazinul de arme, dar hai să interetăm pe ăștia, mă, să vedem dacă ne bat sau nu. Salut, băieții! Cred că băieții de la țară sunt mai ok cu pisicile, băia. Bă, chiar sunt mai ok cu pisicile, băieții de la țară. Salut, băieții, ce te uiți, mă, așa? Bă, ce te uiți așa? Că nu înțeleg. Care e problema ta? Bă, zici că n-am mai văzut pisică în viața lui ăla, bă! Bă, cuvântul meu, de zici că n-am mai văzut pisică în viața lui. Voi să o dea cu mine. Fiți atenți că trec pe sub mașină. Trec pe sub mașină. Câte oase o să-mi rup? Bă, vezi că a pus frână. Oamenii de la țară sunt mai de treabă cu pisicile, mă. Nu cred așa ceva. Vreau să trec pe sub o mașină în mers. Oare e posibil așa ceva? Ca pisică, gen. Cred că mașina asta... Fiți atenți ce să fac. O să merg așa. Mă fac că merg pe lângă și după... Da, sincer a dat peste mine și nu mă mai ridic. Mamă! Mamă, cel mai rău! Deci cel mai rău de până acum, 107 oase, bă, inițial au fost numai 21, dar 107 oase, ce se întâmplă? Bă, dar ce ziceți dacă ar da trenul peste pisică? Este trenul chiar în spatele meu, eu o să fug și o să las trenul să mă calce. Bă, alea, de vezi că... Mamă, ce repede fuge pisica, mai repede decât trenul! Nu, 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 te rog, nu, 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 nu! Nu, nu, aa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 
ras jos. Măcar rămăsesem jos. Ok, camionul e foarte dubios. În momentul de față nu știu ce se întâmplă, dar vă zic doar atât. 183 de oase călcat de tren. Nu știu dacă o să bată ceva asta. Toată lumea știe că benzinăriile sunt foarte periculoase. Hai să vedem și de ce sunt foarte periculoase. Să venim aici aproape. Da, nu par periculoase deloc benzinăriile. Adică, nu știu, nu pare să explodeze nimic pe aici sau ceva. O să încerc să mă scarpim pe aici, pe lângă asta. Spune care... ok, surprinzător sau nu, ne-am rupt oase de la explozie. 4 într-adevăr, n-am ce să zic, dar am fost totuși lângă explozie și ne-am rupt doar 4 oase. Mi se pare un pic așa și așa, dar e bine, uite, ca om în mașină nu am suferit nimic la explozie. Ce-s mai aici, oamenii străzii, metrou, ce e aici? Ia, eu cu 4 oase rupte, gen. Merg pe aici. Oh, ce-ai pățit, nenea? Mânghie, mă, să ai noroc în viață, hai. Mânghie. N-are nicio treabă, el, mă, nu... om, ăsta chiar ia mărâbă, frate. Nu ar trebui să fie legal un episod cu oase rupte dacă nu sărim de pe cea mai înaltă clădire. Ok, 8 oase, nu e rău, nu e rău deloc, dar... aș vrea totuși să sar de tot de pe clădire, dar nu știu dacă mai am de unde de aici, trebuie să mă rup pe scări sau ceva. Cred că de aici e momentul potrivit și locul potrivit, așa că hai să ne luăm avânt, pisică! Te rog, te rog, pisică! Haide, mamă, nu, mă, să bubuiește pisica în aer, mă, nu o să rup multe oase, mă. Ce, mă, asta, 31 de oase? Nu, deci nu cred că funcționează efectiv să sari de la mulțime prea mare cu pisica. Poate pentru că e pisică și are 9 vieți sau nu știu, poate doar de 9 ori se întâmplă asta?
Dar dacă ne aruncăm din chestii înalte, nu prea funcționează. Da, efectiv pisica e buguită și nu vrea efectiv să cadă cum trebuie. Ea va cădea buguită tot timpul, așa că nu vom putea vedea real exact câte oase ne putem rupe de sărind de pe cea mai înaltă clădire, din păcate. Dar asta e, dați-i voi like și mergem mai departe. Bă, nu știu dacă mă vedeți acolo, dar eu sunt acolo în elicopter și conduc elicopter în momentul ăsta. Nu pot să trag cu gloanții sau ceva, dar nu știu dacă ați văzut vreodată vreo pisică într-un elicopter. Și dacă cumva ați văzut, probabil sunt șanse foarte, foarte mici ca vreodată în lumea asta să fi avut loc o pisică sau să fi avut loc un accident aviatic în care să fie și o pisică. Băi, fraților, la asta nu v-ați fi așteptat. Așa că accident aviatic cu pisică! Nu, bă! Toate oasele, 283 de oase, sunt sigur că n-are atâtea oase o pisică. Dacă ai idee, au bubuit efectiv toate oasele pisicii. Cred că mai rău decât la om, dacă nu mă înșel, dar s-au întâmplat lucruri. Ia veniți-mă pe mine cum cobor acum. Hop! Hopa! Ba, mamă, e ruptă toată pisica, bă! Bă, pisica! Cam așa arată o pisică în rai, bă. Cam nasol, vreți să vă mint? Ei bine, deasupra mea este o mașină din asta de aeroport. Pentru că dacă tot facem experimentul ăsta pe aeroport, haideți totuși să luăm o mașină de aeroport. Și aici jos sunt eu, pisichetul. Ei bine, știți ce se va întâmpla, nu? Va cădea mașina fix peste mine în 3, 2, 1 și... Mau, vine. Ai, ai, ai! Mamă, dar cred că m-am dus de tot, nu cred că m-am mai ridicat de aici vreodată. M-am ridicat, da, din păcate, toate oasele mele sunt distruse. 197 de oase, sunt cam multe din punctul meu de vedere. Ia să vedem, ne putem mișca, mă? Ne putem mișca, nu pot să cred, bă, cam greu. Uitați-vă cum îmi face coloana de pisică. Mă pot scărpina, ok, cu atâtea oase rupte. Ceea ce înseamnă că e super bine, dar hai să încercăm să dărâmăm peste noi și un dumper, să vedem dacă ne dă damage sau nu. Dumpul este chiar deasupra mea, așa că fraților, 3, 2, 1 și... Hai să vedem, ce se întâmplă. Am avut noroc, suntem în siguranță, ceea ce înseamnă că... Putem pleca de aici, da? Putem pleca de aici repede, pentru că dacă nu plecăm repede de aici, cred că o să ne mai cadă ceva în cap și n-aș vrea să-mi cadă un avion sau ceva. Mamă, deci vedeți cât noroc poate avea o pisică, că e mică, cade dumpul peste ea și nu-i se întâmplă nimic, bă, frate, bă, bă, da, chestii se întâmplă, bă. Haideți să vedem ce se întâmplă cu o pisică pe ATV, văd că ne putem ridica într-o roată sau... Ia, sărim pe ăsta. Vai, ai, ai, bine, pisica pe ATV-ul. Mamă, n-o să cadă pisica niciodată de pe ATV-ul. Bă, fiți atenți aici. Și, bă, nu cred. Nu cred că am făcut schema asta. Nu mai, gata, știi. Fiți atenți aici, trebuie să se întâmple ceva, n-are cum. Niciodată în viață pisica pe ATV-ul. E nebună. Nici nu știam că pot face atâtea scheme cu TV-ul. Bă, ne-au rupt 12 oase aici la impactul ăsta, dar sincer, cred că ne putem urca înapoi, bă, să ne vedem de treabă. Ia, te urci pe ATV-ul, pisică? Ia, vezi. Și putem pleca mai departe cu 12 oase rupte, ce să vezi? Vă imaginați că n-aveam cum să încheiem episodul ăsta decât cu pisica într-un accident de mașină. Și pisica este la volan, o puteți vedea acolo, stă cocoloșită pe scaun. Nici nu ne uităm unde merge, hai că nu ne uităm dacă e. Vreau să mă lovesc cu viteză maximă în astea, mă. Ia, ce se poate întâmpla? Bă, nu m-am lovit cum trebuie, dar tot ne-au rupt 43 de oase. Dar vreau să mă lovesc mai tare, efectiv din neatenția mea, din vrutul meu de a mă lovi foarte tare de ceva, n-am reușit efectiv. Ia că sigur avem și în partea asta chestii de lovit. 100% sunt chestii de lovit aici. Cred că sunt fix aceleași chestii care sunt și în partea cealaltă, dacă nu mă înșel. Haide, mă, îi dăm puterea, da? Îi dăm puterea și voi dați like dacă vreți să mai facem episoade cu oase rupte. Direct ne-am dus. Direct! Da, sincer, mă așteptam să fie mult mai rău de atât, dar 93 de oase sunt 93 de oase, așa că dați și voi like, fraților, dacă vreți să continuăm seria cu oase rupte. Și până data viitoare, v-am pupat și v-am salutat pe tuturor, așa, inor, și pa, și pa!